Permisul de conducere, pașaportul și alte documente vor fi disponibile pe telefonul mobil datorită aplicației Evo, al cărei concept a fost aprobat de executiv. Aplicația ar urma să reprezinte punctul central de interacțiune digitală între sectorul public și persoanele fizice și juridice. Utilizatorii vor avea acces la o gamă largă de servicii electronice utilizând identitatea electronică. La prima versiune care va fi lansată în trimestrul 1 a acestui an deja, vom avea portofelul cu acte digitale, verificare de documente, modulul de plăți MPay, date personale, integrarea funcționalității M-Cabinet și reflectarea seturilor de date disponibile, serviciile publice, integrarea portalului servicii publice pentru acces rapid la servicii electronice, împuternicirile, respectiv integrarea Empower pentru oferirea, revocare, revizuirea împuternicirilor, programările pentru serviciile disponibile în sistemul de programare și alte servicii, dar și date cu privire la sănătate, medicul de familie, date cu privire la statutul de asigurat, informații despre vaccinuri și altele. Asta este doar un început, o să avem o comunicare amplă în perioada care urmează și încă o dată, în secolul 21, locul statului nu este în ghișee și coridoare, ci într-o aplicație simplă mobilă. Mai mult, accesarea documentelor digitale și serviciilor electronice va fi posibilă atât din țară cât și din diaspora. Totodată, informația la care oferă acces aplicația este confidențială, persoanele neautorizate au accesul restricționat, iar ingerințele în viața privată nu sunt admise. Securitatea informațională este un alt principiu care stă la baza aplicației Evo, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Precizăm că o asemenea aplicație există și în Ucraina, fiind utilizată cu succes.